În 2020, secția de psihiatrie a Spitalului Slatina a fost mutată din imobilul de pe strada Drăgănești într-o clădire reabilitată de Consiliul Județean Olt de pe strada Trandafirilor. Acum clădirea a reintrat în vizorul autorităților județene. Consiliul Județean vrea să demareze lucrări de modernizare în vederea preluării în continuare de Spitalul Județean. S-au refăcut formalitățile de a ne expirase contractul pe care l-am avut cu primăria Slatina și s-au refăcut formalitățile. Așa cum știți, clădirea a fost în administrarea Consiliului Județean și dată spitalului, au funcționat secții acolo, între timp ne expirase, am reluat-o din nou și sperăm că în perioada următoare să vedem, să găsim niște proiecte pe care vom face investiții, astfel încât să reabilităm conform proiectului niște secții pe care le vom muta acolo. După ce an la rând aici au funcționat secția de psihiatrie și alte secții, acum se dorește mutarea secțiilor de recuperare fizică și balneologie, boli cronice și dermatovenerologie. Darea imobilului în administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina se face în vederea reabilitării acestuia și pentru relocarea secțiilor, recuperare, medicină fizică și balneologie împreună cu baza de tratament, compartiment boli cronice și compartiment dermatovenerologie se arată în proiectul Consiliului Județean Olt. În perioada pandemiei, în clădirea de pe strada Drăgănești a funcționat secția COVID. Aici sunt necesare lucrări ample de refacere, amenajare și modernizare.